Salutare tuturor, eu sunt Giocomina și știu că n-am mai postat de ceva timp, că avem acuși peste o săptămână, cred, simulările și am zis să postez acum un videoclip ceva mai lung, na, și da, de acum voi posta videoclipul cu voce pentru că mi-e prea lene să mai editez, mai ales că sunt 8-a și poate să trecem la treabă. Am jucat ceva mai mult. Joculețul l-am văzut la Rafael, mi-a plăcut cum am văzut primul meci, l-am și instalat și haideți să jucăm. De fapt, doamne, haideți să vă arăt niște chestii super rare care mi-au picat din niște prostii mai mult. Cred că va că voi transforma în XP cel mai bine pentru că m-am blocat la un nivel și am nevoie de XP să-mi fac upgrade-uri. Și da, îi voi da. Și cred că voi face, cred că cel puțin level 3 la chestiile pe care nu le am, pentru că nu am la toate, gen, nu am cumpărat pe toate nivel sau am făcut upgrade-uri. Chestia asta am primit-o de la, doamne, am primit-o de la un ticket, am să vă arăt un puțin mai încolo. Cum să fac upgrade-urile. Și haide să începem să jucăm. Minus 14 energie, oho. Bossul lor e un porc roșu și mă enervează că are și multă viață și dă și mult damage. Și chiar se vede că mi-a făcut upgrade-uri pentru că mi se face banii super, super rapid față de meciul trecut. Mi-am făcut și piticaniile de level 4. Cred că voi încerca până la vreo un 5-6, cred. La ce să mai fac, că deja îi pușez. Și cred că pe acum va veni acel boss. Nu, păi haide să facem un push. Îmi voi face și piticaniile de level 5. Da, cred că în videoclipul ăsta veți auzi de foarte mult oricum pentru piticanii. Că nu știu acum cum să-i spun. Mai băgăm un gigant. Giganții ăștia, deși nu cred că au prea multă viață, dar dau mult damage dacă sunt protejați. De exemplu, am 2 tanci, mai vin acum încă un gigant de ăla, mai pun niște trupe și cred că e cam gata. Mamă, dar ce rapid am murit porcul ăla. Data trecută m-am stat o tonă la el. Și că cred că ăsta a fost meciul. Cam da. 3700 XP, oho. Știți ce este nașpa? Fac și eu un videoclip și mă bâlbâi, dar foarte mult. Sau și încă un lucru nașpa, pentru că am un telefon Huawei pe Oplite.
nu știu dacă toate telefoanele Huawei au o aplicație lor, dar Huawei-ul ăsta al meu are o aplicație care filmează și dacă filmez cu altă aplicație, jocul are lag, mi se filmează lag și trebuie să filmez obligatoriu cu aplicația lor și are 5 minute limită, vă arată acolo în stânga sus. În fine, acum haideți să începem cu un push. Dacă tot ne-au dat mulți bani, începem și noi așa mai... un push mai mare. De cele trecute, normal, deja era un bază la mine. Era cam nașpa. Dar am început bine acum. Mamă, dar ce casă mai au în dinie. Nici bine n-am început și deja le-am dat un push, un push super nașpa. Dar cred că o să aibă și așa un boss, că de acum tot o încep să aibă un boss. Dar nu-i problemă că îmi pun și o trupe așa la snală, mi-a făcut și piticanile de 5. În videoclipul următor cred că voi face, voi găsi o părecă la fiecare, să nu mă repet. Am să bag exchetul. Exchetul e super bun. Dacă e tankat, e super bine, cum să spun. E super bun tactica, pentru că tankul e... scuzați pentru... Continuăm. Tankul protejează și exchetul pentru care mult damage dă. De exemplu, acum. Deși mă cam enervează hipopotamul ăsta. Mamă, dar ăsta cred că e mai tank decât celălalt boss. În sfârșit a murit și cred că ăsta a fost runda. Încă un hipopotam! No, dar cred că e gata. Dați... Fuck! Dau pe hipopotam. Sper să-i scot. Ar fi frumos dacă l-aș scoate în sfârșit. Gata, ăsta a fost match-ul. Nu cred că mai are ce să mai facă. 4000 de XP, bun. Iar acum, pentru că la minutul 5 iarăși mi se închide, mai luăm niște... Asta. Am uitat cum se cheamă. Și să vă arăt ce am luat. La cum am, chestii, de unde am luat-o chestiile alea. Cum să spun. Uitați, aveți o șansă să vă dau un tichet. Și vă pică rar, super rar, știu cu maxim uber rar, după asta e super rar. M-am minunat, m-am uimit, iarăși m-am bălbeurea. Când am văzut, mai ales când am văzut prima oară. Și din nou am revenit. Am minus 20 la Nepal. O să am 29. Mamă, cred că voi mai juca încă un match cum ar veni și... Cam asta a fost episodul. M-am dat ce bază faină au. Dar și 4K viață. Pe deasupra am dar 3K. Care o să-mi fac mai mult upgrade la viață. Ar fi... Cred că ar fi cel mai bine. Și începem să pușăm. Îmi place și fundalul. E așa... E cu nori și îmi place. Chiar fain. Îmi fac
un fagoane. Am mai pus un gigant. Un gigant în tank. De acum aici încurc. Mama, am aproape rază de la baza mea, aproape la baza lor. Oho. Și deja am ajuns la baza lor, numai să n-aibă un tank. Da, tocmai ce am zis. Începem să pușăm. Cred că trebuia mai bine să pun tankul în față și după asta să pun gigantul. Cred că era mai bine așa. Acum, pentru că să nici multe viață n-ar o să moară. Am dat și ăsta. O, ce bine că a fost. Stickmanii aia sunt enervanți când sunt mulți. Am scot toate trupele și mi le scot destul de ușor. Mi-am făcut și eu un puș așa mai... Da, deja mi-a scos un gigant. În sfârșit am scos porcul. Hai, acum pun... Am să pun la random cărți. Și iarăși cred că trebuia să pun tankul și după asta exchetul cu ticania. Încă un tank! Doamne, ce enervant e! Contează că tot am dat ceva. Porcul ăla cred că e mai pe degeaba. Mi-am făcut piticaniile de level max. Și cred că asta a fost match-ul. Mamă, cred că din videoclipul ăsta a fost cel mai rapid. Și, am primit o pisică nouă. Sunt curios că pisicele astea de obicei sunt faine. Și am făcut și 12.000 de XP. Mai un samurai cat. Cred că voi da conserve, de fapt nu cred că aș, pentru videoclipul următor cred că voi deschide o chestie de aia specială, cred. Îmi fac acum niște upgrade-uri, îmi fac și asta de 4. Nu cred că trebuia, cred că mai degrabă nu luam carte nouă, chetul nou, pisica nouă. Fuck. Și se pare că pentru ultimul match voi juca la Dubai. Dar eu ca deștept intru și ies. Nu înțeleg de ce la Nepal este minus 20 și la Dubai minus 18. Și am mai rămas cu 11 energie. Mama, are și 5 ca viață. Mama. Da, cred că mai degrabă făceam upgrade-uri decât să-mi iau alea. Și după îmi luam noua pisică și după asta să fac upgrade-uri. Cred că așa era cea mai bine. De acum... Mamă, dacă te cărți pune... Nici două n-am. Nici doamne. Am două cărți. Strâng pentru... gigant ca să am un push mai... Adică să mă apăr mai bine, că eu așa am început în forță, uitați vă ținut deja are și stickmanii. Am dat și super puterea. Și iarăși am ajuns în bază la ei și iarăși cred că o să aibă un pop sau un hipopotam. Mă las să dau puțin turn și după asta apare boss-ul și super, super enervant. Ai, boss, no. Sper să nu fie tank. Zdoi, fac. Nici un cărți la presneal, nu mai se scot odată. Deși dacă e... carte nouă, cred că o să fie super tank.
Dați-vă puțin, am 2 giganți și de-abia trag în ei, plus celelalte cărți. Haideți să încă puțin pentru putere specială. Gata, hu. Am mai scos, măcar stickman e bine că i-am scos, cresc, nimic. Am mai pus un expert și un gigant. Mamă, dar ce tanciuz! N-aș pa că nu arată viața la cărți. Chiar ar fi fain dacă s-ar pune, dacă n-o pus. Așa e cam enervant. Mamă, cred că mi-au bătaie meciul ăsta, nu știu de ce, dar cred că mi-au. Mamă, nici măcar nu mai am bani ca nu mai am ce să pun. Și ăștia tot n-au murit, plus cărți. Cărțile pe care le are. Bine că am pus, iarăși am dat putere specială și încep să pun cărți. Mamă, bine că n-au prins mult. Acum ne facem un push, cred că asta a fost. Doar dacă nu mai bag 2 boși. Mamă, nici nu știu câți exchet am acolo. Cred că am vreo 4-5. Am mai pus acum unul, iar acum cred că voi pune unul de fiecare. Da, așa voi face. Mamă, nici n-am observat că nu mi-am făcut piticaniile de level 8. Și... Oha, cât de mi-aș da exchetul. Uitați-vă puțin, că o dat tot. Cred că exchetul a făcut tot meciul ăsta. Și mi-a mai dat și 4600 de XP. Îmi fac upgrade-uri și n-am uitat de cartea nouă, dar să-mi fac eu. Și cam atât a fost cu acest episod. Eu am făcut cu mine, pa!